În mai puțin de o lună se dă startul lucrărilor la aeroportul de la Adunații Copăceni. Este primul aeroport privat din România și va fi situat la 20 de kilometri de București și 50 de kilometri de Ruse. Aeroportul va avea o singură pistă, de pe care vor decola 10 avioane în fiecare zi. Investitorul, proprietarul unei companii aeriene low cost, estimează că aeroportul de la Adunații Copăceni va fi tranzitat de 2 milioane de persoane pe an, având în vedere că sunt prevăzute 10-14 burdufe pentru îmbarcare. Costul construcției aeroportului se ridică la suma de 600 de milioane de euro, în care este inclusă și achiziționarea terenurilor. Investiția va asigura 2000 de locuri de muncă, dar și venituri substanțiale la bugetul local al comunei Adunații Copăceni.